La ceremonia de deschidere a Forumului Economic Internațional a participat secretarul general al ONU, Antonio Guterres, președintele Colegiului Comisiei Economice Euroasiatice, Tigran Sarkisyan, viceprim-ministrul Mongoliei, primul vicepreședinte al guvernului rus și guvernatorul interimar al orașului Sankt Petersburg. La cel de-al 23-lea summit din capitala de nord a Rusiei în 2019 iau parte peste 17.000 de participanți, reprezentând peste 140 de țări din lume. De asemenea, sunt mai mult de 900 de șefi de companii rusești și străine, peste 4.000 de jurnaliști acreditați, o expoziție de investiții și proiecte de afaceri. Motoul evenimentului din acest an este: formulează o agendă pentru dezvoltarea durabilă. Dar nu numai tendințele economice actuale sunt discutate în aceste zile la Sankt Petersburg. La ceremonia de deschidere, secretarul general al ONU a vorbit în detaliu despre programul de dezvoltare durabilă aprobat de Națiunile Unite în 2030. În special, Guterres a subliniat că lumea nu mai este monopolară, ci nici măcar bipolară. Realitățile moderne impun necesitatea de a dezvolta comunitatea mondială în interesul absolut al tuturor. Acum există o înțelegere că este necesar să ne îndreptăm spre o globalizare mai echitabilă. Globalizare pentru toți. Prin urmare, în acest mod am reușit să adunăm reprezentanții tuturor țărilor în cadrul ONU și să dezvoltăm un program de acțiune până în 2030. Acest lucru semnifică lupta împotriva sărăciei, a foametei, a eforturilor mari în domeniul educației, sănătății, inclusiv în domeniul ecologiei, al managementului și în toate celelalte aspecte, pentru a încerca să se profite de avantajele progresului tehnologic și de globalizare în interesul tuturor. Obiectivele dezvoltării durabile au fost menționate și de Tigran Sarkisyan, președintele Colegiului Comisiei Economice Euroasiatice. El a vorbit desigur despre Uniunea Economică Euroasiatică, dar când a fost întrebat de către moderatorul Kir Simpson dacă UEA este un proiect de integrare politică a Moscovei, Sarkisyan a spus că, făcând astfel de afirmații, pur și simplu nu înțelege esența tinerei asociații din spațiul post-sovietic, unde unul din principiile de bază al integrării este egalitatea membrilor Uniunii. Ideea creării UEA îi aparține lui Nursultan Nazarbayev, care cu exact 25 de ani în urmă a ieșit cu un discurs la Universitatea din Moscova cu ideea formării Uniunii Economice Euroasiatice, având argumentele necesare de ce acest lucru merită implementat. Acesta este un trecut cultural comun. Acestea sunt interese economice comune. Și pe baza unor astfel de principii și principii de participare egală, a fost creată o uniune economică. În mod tradițional, invitații forumului sunt investitorii care administrează cea de-a cincea parte a activelor mondiale, care intenționează să discute cu șeful statului rus posibilitățile de participare la implementarea proiectelor naționale. Este vorba despre diferite domenii de cooperare, inovare, medicină, tehnologiile viitorului și chiar recultivarea gunoiștilor și protecția mediului. În primul rând, se organizează întâlniri în cadrul diferitor platforme pentru a încheia acorduri reciproc avantajoase. În cadrul Forumului Economic Internațional de la Sankt Petersburg vor avea loc peste 150 de evenimente de afaceri, în care vor participa circa 5.000 de reprezentanți din diferite țări. În fața lor vor vorbi aproximativ 1.000 de moderatori.